Scandal cu poliția în cartierul Ferentar din capitală. Zeci de oameni au ieșit în stradă după ce mai mulți indivizi care făceau grătar în fața unui bloc au fost încătușați de poliție. Până la urmă, polițiștii au avut câștig de cauză, iar mai mulți scandalagii au fost duși la secție. Totul a început după ce mai mulți tineri au decis că pot să facă o petrecere câmpenească exact în fața blocului în stradă. Indivizii nu au mai ținut cont de nimic și au dat drumul la grătare. Bineînțeles, pe muzică dată la maxim. Însă vecinii nu au apreciat distracția tinerilor și au chemat poliția. Nu au auzit pe mașină. Jandarmeria direct. De-aia nu înțeleg de ce s-au luat. Iar la vederea echipajului de poliție, petrecăreții s-au transformat în scandalagii. Ei au refuzat să se legitimeze și chiar au sărit la agenți. Și dacă tot era rost de scandal, în ajutorul tinerilor au venit zeci de indivizi în speranța că îi vor scoate din mâinile agenților, care s-au văzut nevoiți să cheme ajutoare. Până la urmă, șase scandalagii au fost încătușați și duși la secție. Printre ei se află și doi minori de 16 ani și respectiv 17 ani. Și au curs și amenzile.